ci în program nu sunt trecute și titlurile, sau mă rog, aș dori a sugera ca fiecare, eventual, dacă doriți, ne prezentăm. Eu sunt profesor la Lugoj, dar nu, mi-e rușine să spun titlul, nu, spun că în contextul actual nu mai e o virtute să fii doctor. Așa că trec sub tăcere titlul. Am făcut, eu știu, precizarea asta pentru că sigur n-am dorit să supărăm pe nimeni. Da. Să cine vrea poate să pleacă academician, cine să... Dacă doamna Adriana Luican mai poate să aștepte sau dacă doriți acum să... Domnul, nu? Nu este gravă mare? Pe locul atunci 3, să... dacă sunt, e perfect. Bine, atunci o să trecem la doilea punct. O să-l invităm pe domnul Simion Dănilă, din județul Timiș, Belinț. Profesor. Domnul profesor Simion Dănilă, să ne prezinte comunicarea cu titlul Instituirea numelui de familie în Imperiul Habsburgic și efectele ei asupra antroponimiei bănățene. Domnule profesor, da. Dacă doriți să stați aici sau acolo, să rămâneți puțin. Așa de puțin, din cadrul intim aici. Vă dorim succes, vă ascultă. Și vreau să vă vorbesc despre această patentă imperială din 1776, care e foarte importantă pentru stabilirea sau instituirea numelui de familie în sensul juridic pe care îl are astăzi. De regulă, într-o comunitate, un om este identificat prin un nume, nu? Nume unic, prima dată, dar foarte curând se va trece la al doilea termen într-un nume, din cauza faptului că prenumele sau numele de botez ajunge să fie dat la foarte mulți în comunitatea respectivă și atunci trebuie un alt element ca el să fie identificat. Și multă lume confundă acest al doilea nume cu numele de familie. Apare în toată istoria, de la începutul până la sfârșit. Imperiul Roman, aduceți aminte, și un cognom aveau acolo. Însă acesta nu este propriu zis numele de familie cu care suntem noi obișnuiți astăzi și fără de care ne-am descurcat foarte greu atunci când am avea moșteniri și așa mai departe și trebuie să fim căutați prin registre. În partea noastră de țară, Biserica Ortodoxă era în subordinea mitropoliei de la Karlovac, după cum știți, și nu numai în Banat, ci și în Transilvania, și când au anexat austriecii Bucovina și acolo au trimis repede un episcop sârb ca să gestioneze treburile Bisericii Ortodoxe. Deci tot ce era ortodoxie depindea de mitropolia de la Karlovac. Timișoara a avut doar episcopie. Aici. Și episcopul era exempt, deci direct subordonat curții de la Viena. Făcut aceste precizări, fiindcă patenta în discuție se referă la Bucovina. Și mă gândesc că nici nu este rău ca de ziua națională noastră să nu trecem sub tăcere și celelalte provincii care au avut un rol foarte important la crearea Marii României. Bucovina, Basarabia, de exemplu. După împărțirea Poloniei, prima împărțire a Poloniei, 1772, austriecii cu rușii și cu prusacii au luat fiecare câte o halcă din Polonia. Austriecii, Galiția și Lodomeria. Lodomeria, știți bine, înseamnă Rusia Roșie, în german Rot Rusland. Deci Rusia Roșie, mai există o Rusie albă, nu? Belarus. Dar astea două, Galiția și Lodomeria, au căzut de partea Austriei și
cum au luat în stăpânire Bucovina, imediat au elaborat legi austriecii. Patenta aceasta este a cincea lege pe care o promulgă vienezii după împărțirea Poloniei. Dar, între timp, după 3 ani, a fost anexată și Bucovina. Deci se referă, deși expres în patentă este pomenită numai Galiția și Lodomeria, bănuim, logica ne obligă să procedăm așa, că se referă și la Bucovina și la celelalte provincii, Transilvania cu Banat. Aveam cunoștință de această patentă de la istoricul bucovinian Ion Nistor, care în cartea sa despre românii și rutenii din Bucovina, din 1915, citează un fragment în limba germană și traduce. Deci cunoșteam mai de mult și toate cercetările mele în privința aceasta a onomasticii se bazează pe acest fragment. Dar voiam mai mult. Voiam să găsesc undeva întreaga patentă din 3 februarie 1776 și să o traduc în întregime, să văd exact despre ce este vorba acolo. Trimiterile pe care le face Nistor nu erau suficiente pentru a găsi în Biblioteca Națională a Austriei această patentă. Am avut norocul că acolo bibliotecarii foarte săritori, plini de solicitudine, m-au ajutat căutând codexurile de legi până am găsit această patentă, care este volumul respectiv a fost întocmit de Anton Piller și are un titlu latinesc, Edicta et Mandata Universalis Regnis Galicie et Lodomerie și așa mai departe. Hai să căutăm și traducerea românească. Decrete și ordine imperiale generale promulgate pentru regatul Galiciei și Lodomeriei începând din ziua de 11 septembrie 1772 odată cu luarea lui în stăpânire acestui regat. Apărută la Lemberg, care știți că este Lvov, Liov, Leopoli, în diferite limbi, și semnată de Heinrich Graf von Auersberg, această patentă. Am să vă citesc. Ea este în limba germană, e în limba poloneză, și fiind scrisă în alfabetul gotic, am și traducerea, am și transliterarea în germana modernă. Iată cum sună în limba română. O lungă, scurtă. Patenta a cincea. Ca fiecare să se numească după numele său adevărat și să nu și-l schimbe. Noi, etc., formula de început. Și trimitem tuturor mila noastră chezar o crăiască și numai bine și aducem cu bunăvoie la cunoștință prin aceasta că în mai multe ținuturi ale noastre s-a îndătinat pe nesimțite abuzul ca fiii și fiicele supușilor să-și schimbe numele tatălui după ce ajung într-o gospodărie sau, de obicei, prin căsătorie sau chiar și după moartea tatălui sau a bărbatului.
Cu cât însă această schimbare de nume atrage după sine urmări dăunătoare în feluite privințe și le face rău adesea chiar și celor ce își schimbă astfel numele, cu atât mai serios cerem și dăm poruncă spre păstrarea bunei rânduieli și chiar și spre folosul celor mai credincioși și supuși ai noștri, ca susnumitul abuz de schimbare a numelui să fie peste tot înlăturat și fiecare să-și păstreze numele de familie pe care îl poartă acum, iar de aceea înainte fiii și fiicele să se numească după numele de familie al tatălui și numai cele din urmă să-și ia la căsătoria lor pe acela al bărbatului. De aceea ne bizuim atât pe toți dirigenții seminariilor noastre teologice din partea locului, cât și sfătuim prin aceasta cu toată seriozitatea îndeosebe toți parohii și preoții să țină exact matricolele bisericești și să înregistreze întotdeauna la cununiile ce se oficează adevăratul nume de familie al Mirelui și al Miresei, să dea dovadă de aceeași exactitate atât în cazul matricolelor celor botezați, cât și al matricolelor celor răposați intrate deja în vigoare. Aceasta ne este voința și dorința prea milostivă, dată în capitala noastră, Lemberg, 3 februarie 1776. Ei, până la această dată, orice al doilea nume din ăsta despre care am vorbit la început, era pentru o singură generație. Fiecare copil își forma după aceea alt nume, după numele tatălui. Și dau un singur exemplu, fiindcă este cunoscut, este celebru. La Grid, o localitate din județul Brașov, s-a stabilit în 1700, secolul al XVIII-lea, după trecerea prin foc și sabie a orașului Moscovole, a românilor, știți treaba aceasta, care era al doilea după Istanbul în Balcan. Primul, dar... 70.000 de mai iertați. Așa, da. De locuitori. Avea peste 70 de biserici, nu? Avea universitate, avea tiparniță. Capitala a românilor era acolo. Aceștia, prin trupele turcești și bandele de albanezi, că nu se poate spune altfel, au dat foc și au omorât oamenii. Și astăzi mai sunt 7, nu? 7 biserici mai are totuși această localitate din Balcan. Ei bine, au plecat foarte mulți a români atunci. Andrei Șaguna, de exemplu, era a român, studiase la Budapesta, pe vremea când și Eftimie Murlu și Emanuel Gojdu și Damaschin Bojnică erau studenți la Budapesta, din Belinț, era acolo la Biserica Românească un cantor. Un băiat de 18-19 ani, care l-a învățat, l-a introdus pe Șaguna în cântarea bisericească. Dar nu ăsta e exemplul pe care vreau să vi-l dau, ci că unii dintre aceștia au ajuns la Grind. Și s-a născut aici unul, Vasile, care a avut pe urmă un fiu, pe Eustatie, care a ajuns preot și protopop al Brașovului. Pe la 1773-74 era protopop al Brașovului. El era dintre cei puțini care au rămas neuniți în Transilvania. Toate aceste biserici care au mai rămas, repet, au fost gestionate de Mitropolia de la Carlovița. Și el apare în documente cu numele Eustatie Grit. Sau, mai târziu, Eustatie Gridovici. Deja se vede cum episcopii sârbi au început să sârbizeze numele. Mai întâi la cei
care aveau tangență cu biserica, preoții, cantorii bisericii, învățătorii, ei care apăreau în acte, când trebuiau să fie trecuți în acte, ei se punea ovici sau evici la sfârșit și a început un proces cumplit de sârbizare și în același timp de deznaționalizare al românilor din aceste părți. Deci, Eustatie, acesta la un moment dat se numea Vasilievici. A luat totuși numele tatălui. El a avut un fiu, Dimitrie. Dimitrie a luat numele tatălui Eustatievici, din Eustatie Eustatievici, și a mai adăugat și Brașoveală. Și este primul autor al unei gramatici românești, Dimitrie Eustatie Brașoveană. Iată cum el nu a luat numele Vasilievici, de pildă, ci l-a luat de la prenume, de la Eustat. Nu știm, el a trăit între 1730 și 1796. Nu se cunoaște dacă a avut urmași și să fim văzut cum se numeau aceștia. Dar, oricum, perioada în care el a trăit coincide cu aceasta a patentei, de unde lucrurile încep să se schimbe. De viața și opera lui acest prim dramatician al nostru s-a ocupat foarte mult Nea Ursu, universitarul de la Iași, care însă nu înțelege sistemul ăsta de sârbizare. El consideră că întrucât Dimitrie Eustatievici ajunsese la un moment dat să studieze la teologia, Academia Teologică din Kiev, pe care a înființat-o acolo Petru Movilă, românul, s-ar fi întors de acolo și și-ar fi luat numele acesta. Nu, numele acesta este fabricat de sârb. Așa ușurează, da, am și terminat. Când ajunge... Când ajunge și Bucovina în aceeași situație, trimite acolo un episcop, pe cine credeți, pe Danilo Vlahovici, care era român, nu? Vlahovici. Nu știa românește, sarcina lui era să sârbizeze acolo numele de familie. Deci, patenta care vine acum stopează acest proces, dar nu de azi pe mine, după cercetările mele până prin 1800, încă se sârbizau numele acestea și permite continuarea numelor românești din Escu. Deci aduce în prezent și numele Novici, avem foarte multe la români nume în Novici, rămase de atunci, dar avem cele mai multe în Escu, aduse tot prin efectul acestei legi. De-aia am spus consecințe la antroponimie, ajunge ceea ce v-am spus. Domnule profesor, vă mulțumim foarte frumos. Două aspecte aș permisiunea noastră, aș dori să le precizez aici, vis-a-vis de ceasul dumneavoastră. Odată, că iată că astăzi când încercăm, din păcate, să preluăm modelul american și nu mai dăm nimica pe numele noastre și renunțăm unii dintre noi foarte ușor la numele de familie, poate că ar trebui să ne aplicăm cu toții spre acest aspect și să dăm o importanță mai mare numelui pe care l-am moștenit. Și pe de altă parte vreau să vă felicit că ați adus vorba despre rolul și rostul instituțiilor bisericești. Pentru că foarte mulți încă nu știu că în cadrul unor litigii vis-a-vis de eu știu ce avere care putea fi dobândită, pot să consulte matricolele care se află în inventarele parohiilor bisericilor ortodoxe. Cinste preoților vrednici care le-au păstrat și care le-au pus în valoare. Așadar,
un sfat din partea noastră să dăm atenție și să chiar să fim mândri de numele pe care le... Cum da. Arhivele statului aici, se știe, cine merge la arhivele statului, primește un registru cu toate localitățile și arată ce registre de stare civilă există acolo. Dar Ion David, editorul și director bibliotecii, a publicat acest registru. Deci l-am acasă. Dau telefon de seara, îmi trebuie registru cu tare, anul cu tare, 6. Bun, să trecem mai departe, având